Un accident rutier în Lanț s-a produs marți dimineață pe drumul european 85 la ieșire din municipiul Suceava spre Rădăuți. Accidentul a fost provocat de un șofer care a fugit apoi de la fața locului înainte de sosirea polițiștilor. Se pare că totul a pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul vinovat de producerea accidentului ar fi încercat de mai multe ori să depășească un autoturism, dar nu a reușit. Din cauza vitezei, tânărul a acroșat autoturismul care circula în fața lui, iar șoferul acestuia a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal într-un autoturism care circula din sens opus și care s-a răsturnat în afara drumului. Eu nu știu nimic, am primit telefon de la băiat că a avut accident. Băiatul meu cu mașina cu Chevrolet-ul. Am înțeles că a intrat o mașină pe contrasens, a intrat în față și uitați-o unde a ajuns. Venea mereu la Suceava, la serviciu. Din accident au rezultat 3 victime. Este vorba despre cei 2 șoferi care au rămas la locul accidentului și o femeie care se afla într-unul din cele 2 autoturisme. Victimele au fost descarcerate de pompierii militari și au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale. Din accident au rezultat vătămarea corporală la 3 persoane, amândoi conducători auto și o persoană care se afla în autoturismul Golf. Sunt la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Se pare că accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării distanței în mers de către autoturismul care a părăsit locul evenimentului, urmată de pătrunderea pe contrasens autoturismului marca Golf, care a fost împins efectiv și care a intrat în coleziune cu autoturismul Chevrolet, care circula regulamentar dinspre Pătrăuți. Polițiștii au reușit să-l identifice pe șoferul fugar la o oră după producerea accidentului rutier. Acesta a fost găsit imediat datorită faptului că una dintre plăcuțele de înmatriculare a mașinii a căzut în urma impactului. Șoferul fugar a fost găsit la domiciliul său din orașul Solca și a fost condus la poliție pentru audieri. Conducătorul auto a fost găsit la domiciliul său, facem cercetări, va fi condus la sediul poliției unde vom proceda la testarea cu aparatul și aparatul etilotest, recoltarea de probe pentru a se stabili dacă cel în cauză a consumat băuturi alcoolice, dacă nu, și să vedem care sunt motivele pentru care cel în cauză a plecat de la fața locului. Șoferul vinovat pentru producerea accidentului rutier va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.